Nuntă de aur la Drobeta Turnu Severin. Ajuns la cea de-a 8-a ediție, evenimentul s-a bucurat de un real succes. Severinenii număr cât mai mare au venit să sărbătorească cei 50 de ani de căsnicie. Primarul municipiului Constantin Gherghi a fost cel care a inițiat acest eveniment în Drobeta Turnu Severin. Este cel de-al 8-lea an de când se află în fruntea administrației locale și a fost alături de severineni să sărbătorească împreună. Este a 8-a ediție, sunt 8 ani de când sunt primar și eu cred că le-am făcut o bucurie împreună severinenilor și mehedinților, că i-am celebrat pe cei care au reușit, sunt sigur, nu cu ușurință, cu greutate, să răzbească, să aibă un mariaj de cel puțin 50 de ani. Să știți că în sală sunt oameni căsătoriți perechi și de 50, și de 55, și de 60 de ani. O să vedeți. Cred că ne pot împărtăși multe din experiențele domniilor sale. Noi avem obligația morală și, dacă vreți, poate și legală, să ne bucurăm cu ei, să ne mândrim cu ei, pentru că nu-i așa, sunt un exemplu pentru noi toți. O petrecere minunată pentru cuplurile de îndrăgostiți și au reușit să aibă o căsnicie reușită. No! Eveniment foarte important și ne pare foarte rău pe care domnului primar să dea Dumnezeu să urmeze tot exemplu celălalt, dar orașul nostru este un oraș european. Candidatul PSD la primăria orașului, Marius Creciu, alături de președintele Consiliului Județean Mehedin și totodată candidat pentru această funcție, Ladin Georgescu, au fost prezenți la evenimentul celor care au trecut pragul celor 50 de ani de căsnicie. În primul rând le urez la mulți ani. Sunt niște oameni deosebiți, niște oameni care au reușit în viață să treacă peste toate problemele și să rămână împreună. Să le dea Dumnezeu sănătate, bucurii și să le fim alături și în anii viitori. E obligația și a viitorului primar și a Consiliului Local să mențină această sărbătoare, că este o sărbătoare a noastră, a tuturor, a celor care trăim în Severin, pentru oameni care merită respectul nostru, care ne-au reprezentat ani de zile și sunt un adevărat model și exemplu pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru că v-ați educat copiii, nepoții, să trăiască în acest Severin, în acest județ, să contribuie și ei, și dumneavoastră, și noi, la prosperitatea Severinului și a județului nostru. Vă felicit pentru faptul că zeci de ani de zile ați dat dovadă de înțelegere unul cu celălalt. Ați dus împreună ce a fost bine în căsnicia dumneavoastră și ați depășit cu bine ce a fost rău. Vă doresc tuturor din suflet la mulți ani și sănătate multă! Vârstnicii s-au petrecut până în zori ca în anii de tinerețe cu muzică, joc și voie bună.